Trăim zile deosebite și unii dintre dumneavoastră așteaptă ca Daniel Brezoi sau fratele Doru Brezoi să spună ceva despre conflictul din Israel și despre ce se întâmplă în lume. Pentru dumneavoastră astăzi am informația aceasta, noi putem spune, dar există oameni mai pricepuți ca noi care au spus-o mai bine. Noi înșine ne ascultăm, ne informăm și vrem și noi să înțelegem. Despre conflictul din Orient între Israel și Ismael, spunea John MacArthur, și eu încep să traduc din momentul acesta, se poate vorbi în multe feluri. Teme posibile, una dintre teme posibile este să mergem în trecut și să vedem de unde a început conflictul acesta. Pentru că majoritatea celor care vorbesc în politică merg doar la momentul în care s-a format statul Israel și i-a dislocat pe arabii de acolo și au făcut o mare nedreptate. Deci arabii au dreptul să se îndrepte nedreptatea asta și strigă în Franța. Franța a pus poliția pe ei, a pus tunurile de apă, au interzis orice manifestație pro-palestiniană, pro-Hamas. Au blocat stația mare din New York ieri. Și nu s-a putut circula în New York, palestinienii s-au dus și au făcut demonstrații în cartierul evreiesc, au omorât o doamnă care este la rabinatul la Marea Moschee, sinagogă, pardon, de acolo din New York. Ar trebui mers nu până la momentul în care au fost niște arabi acolo și evreii au venit în țara lor. Ar trebui mers, spune John MacArthur, la începutul conflictului. La un tată care a avut doi copii, unul care s-a născut în firea pământească și unul al promisiunii. Avram n-a avut răbdare împreună cu Sara sau Sara n-a avut răbdare împreună cu Avram și au propus o mamă surogat și Avram a intrat la roaba Sarei, care se numea Agar și era de naționalitate egipteană și s-a născut copilul Ismael. A fost lumina ochilor lui Avram și căldura inimii lui timp de 12 ani. 12 ani. Avram i-a vorbit despre Dumnezeu, i-a vorbit despre stelele cerului, i-a vorbit despre cum a făcut Dumnezeu lumea și toate celelalte. Ismael a fost iubirea lui Avram. Dar a venit Dumnezeu și a zis, la anul pe vremea aceasta vei avea un fiu. Și s-a născut Isaac, fiul râsului. Pentru că au râs de promisiunea lui Dumnezeu, de parcă Dumnezeu nu poate să facă ceva. Și au rămas cu pecetea aceasta necredinței lor, copilul s-a numit fiul râsului vostru în fața promisiunilor lui Dumnezeu. La serbarea de înțărcare a copilului, mama copilului, Sara, l-a văzut pe celălalt copil al roabei sale, râzând. Duf, a luat foc. S-a întors târtița în ea, măcar că s-a născut din ideea ei. Și a zis lui Avram, ăsta râde de copilul meu, ăsta e mai mare decât copilul meu, ăsta va vrea să moștenească înaintea copilului meu. Ăsta, prin ăsta, mama lui mă dușmănește, mă dușmănește, pentru că ea acum crede că are drept de întâietate, pentru că e mama primului născut. Nu vreau ca ăștia să rămână la mine în casă. O să avem necaz cu ei, o să avem necaz cu ei. Avram s-a întristat. Era copilul lui. Dumnezeu a zis, ascultă ce zice Sara. Și Avram i-a pus un burduf de apă pe umeri și a trimis-o spre țara ei, înspre Egipt. Drum pustiu, drum greu pentru oameni, pentru caravane, pentru o femeie cu un copil de 12-13 ani, aproape imposibil. Arșiță, și l-a aruncat sub un tufiș acolo de pustiu, să stea la umbră, n-a vrut să vadă moartea copilului ei. Numai că i s-a arătat în pustie cine? Îngerul Domnului. A zis, ce faci tu, Agar, aici? Fug de stăpâna mea. Și l-a zis, nu, e cazul, du-te înapoi. We supersede. Noi avem autoritate mai mare decât Avram și decât Sara. Du-te înapoi. Du-te înapoi. Și așa a venit Ismael înapoi într-o familie în care n-a fost dorit. A crescut într-o familie care n-a fost dorit. A fost alungat a doua oară.
Femeia aceasta a avut iarăși experiența cu Dumnezeu și a numit locul acela unde i s-a arătat Îngerul Domnului Lahai Roi. Dumnezeu care mă vede. Lui Dumnezeu nu este indiferent necazul meu, soarta mea, și este și Dumnezeul meu a venit la mine. N-a fost bine. Și de acolo au început toate. Copilul acesta a trebuit să plece, mama a trebuit să plece. A crescut Isaac, Avram s-a întristat și Dumnezeu a zis, tu nu înțelegi, planul meu este cu Isaac. Dar te voi asculta și în ceea ce îl privește pe Ismael. Știu că îl iubești și cu el am planuri mari. Dar nu așa cum înțelegi tu și cum mai vrea tu. Din tine se vor naște peste veacuri 12 copii care vor fi cele 12 seminții ale lui Israel. Din Ismael se vor naște 12 voievozi. Isaac va sta în țara promisiunii. Ismael va sta în fruntea, înaintea fraților lui. Va fi de jur împrejurul evreilor, în istoria lor. Și Ismael acesta va fi un copil dificil pentru că s-a născut nu după planul meu, ci după firea pământească. Îl voi folosi în istorie, și asta vă spun pentru că noi am ținut studiul acesta în biserică, ca nuiaua mea de câte ori voi veți lua o razna. Ismael va fi nuiaua cu care am să vă aduc înapoi. Și va avea un destin ciudat. Va fi ca un măgar sălbatic. Poate fi tradus și măgarul pustiei. Măgarii din pustie, nedomesticiți. Mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui. Enigmatic destin, greu destin. Am ținut în biserica noastră viața lui Ismael într-un studiu. Cei care vreți să o găsiți, se găsește pe internet. Și în mai multe părți este în audio și este și în scris. Mergeți și studiați viața lui Ismael, pe care nu vreau să o repet astăzi. Conflictul acesta a început foarte de mult, spune John MacArthur. Și între cei doi copii există o rivalitate, pentru că am avut plan cu un singur copil lui Avram. Este ca o foaie de indigo pusă între două foi pe care s-a bătut la mașină. Cei pe prima este și pe a doua. Și Ismael vrea ce are Isaac și Isaac vrea ce are Ismael. Sunt două săbii care nu intră amândouă în aceeași steacă. Și de acolo este conflictul acesta care va ținea până la vremea sfârșitului. Și John MacArthur spune, am putea lua altă temă, alt studiu, și să mergem în viitor, să vedem unde va duce conflictul de astăzi și dacă este sau nu este Armagedon, sau dacă nu este unul din evenimentele de la sfârșit. Spune, l-am putea să mergem, dar nu o să o facem astăzi. Știu că mulți vreți, dar nu o să o facem astăzi. Am putea să mergem și să facem un studiu în depravity, cum se spune în limba română. Decădarea, depravarea naturii umane. Pentru că ce s-a întâmplat pe 7 octombrie sunt lucruri așa de urâte că nu pot fi arătate la televizor sau în presă. Le-au arătat cei care le-au făcut, lăudându-se pe YouTube și pe networks în lumea arabă. Și lumea arabă, de peste tot, a sărbătorit când a văzut copii evrei decapitați, când a văzut femei necinstite, când a văzut evrei carbonizați. Toți în lumea arabă au sărbătorit și au dat slavă Dumnezeului lor. Am putea merge să vorbim despre cum poate natura umană să cadă așa de rău încât să sărbătorească uciderea bătrânilor, a copiilor și a femeilor. Am putea vorbi despre depravarea evreilor. Pentru că să spintece pântecele femeilor și să le omoare copiii, s-a întâmplat în istoria evreilor, spune John MacArthur. Să-și dea copiii să fie jerfe
la idoli, în idolatria lor nebună, s-a întâmplat la evrei și evreii îl ardeau pe altarul unui zeu numit Moloch. Moloch era un cuptor de fier cu o gură mare și acolo era un foc și evreii își luau copiii și îi aruncau un foc pe gura lui Moloch. Și am putea vorbi despre depravarea culturii, naturii umane, numai la arabi, ci chiar la evrei. Și n-ar trebui să ne oprim nici la arabi, nici la evrei, am putea vorbi de depravarea culturii naturii umane la americani. Noi ne omorâm copiii când sunt încă în pântecele mamei. Și asta o face America, care este pseudo-creștină. Depravarea naturii umane. Și dacă încercăm oprirea acestui masacru, cine se ridică împotriva interzicerilor? Cine se ridică? Bărbații sau femeile? Femeile. Cum poate o mamă, în maternitatea ei, să se ridice împotriva guvernului care dă o lege să apre ordinea naturală, animalică, că o mamă nu-și omoară pui? El am putea să facem un studiu în depravarea naturii umane, dar nu o să o facem. Dar nu o să o facem. Aduc aminte doar că nu e vorba doar de arabi, e vorba de noi toți. Natura umană poate să cadă foarte jos atunci când în spatele naturii umane sunt demoni. Demoni. Și acum Dumnezeu ne îndumnezeiește, demonii ne demonizează. Am putea face multe astfel de studii astăzi. Eu să m-am gândit să iau un studiu care să ne folosească la toți și să nu ne dea iluzia că suntem mai buni ca alții. Există o falsificare a istoriei, sigur că da. Președintele Franței, Macron, care are și el un plan al Europei foarte viclean, s-a dus în Israel și prima declarație făcută după ce a coborât din avion a fost aceasta. Cei care au murit pe 7 octombrie au murit pentru o singură vină, pentru că erau evrei. Și a spus că asta este antisemitism. Și l-a interzis în Franța, Germania, a interzis în Germania orice demonstrație de suport a Hamasului. Germania îi deportează, Austria îi deportează, vrea să îi deporteze, să vadă dacă va ieși. Franța e foarte curajoasă pentru că cât parte din populația Franței sunt arabi? De sped, de ce mult. Și riscă foarte mult. Au închis Louvre de nu știu câte ori, alarmă cu bombă. Alarmă cu bombă a fost până și în România. Unul beat s-a dat drept arab care a pus o bombă nu știu unde. Un român beat. Românii facem și noi, ale noastre. Sunt foarte multe alarme în Statele Unite și populația zisă palestiniană este foarte supravegheată, iar cei care vor să pună un gard sau un zid la granița de sud spun că au intrat pe acolo agenți palestinieni ai Hamasului și ei vor face atentate din momentul în care evreii intră în Gaza și americanii intră cu ei în Gaza. Au intrat, ați văzut ce s-a întâmplat, Hamasul din Gaza, dar și Hezbollah, care este tot suportată de Iran, au început să tragă din nord și americanii au interceptat niște rachete care veneau din Houthi, din jos, din Yemen, peste Marea Roșie, spre Israel și au bombardat niște de-astea iraniene care sunt în deșert acolo, Irak și partea de nord a Siriei. Urmare a fost că Iranul a bombardat bazele americane care sunt în Siria și în partea cealaltă. Și Iranul a spus America nu va scăpa să fie și ea arsă dacă stă de partea Israelului.
Noi stăm liniștiți aici în America pentru că nu știm câte se pun la cale împotriva noastră de cei care sunt deja aici și intră prin Mexic tot felul de oameni teroriști și așa mai departe și așa mai departe. Eu am fost la un magazin de ăsta oriental să iau ceva pentru casă și m-a văzut cineva mai brunet. Uitați-vă bine la mine. Ce-a venit lângă mine? El însuși, un vânzător din magazinul ăla, a venit lângă mine și a zis: ești palestinian? Și am zis, nu. Și a plecat de lângă mine dezamăgit. Dacă spuneam că sunt evreu, plecam eu de acolo dezamăgit. Cine știe ce poate. Așa. Istoria este luată din momentul în care au venit evreii să-și facă o țară și asta îi deranjează. Au vorba atâtea țări și atâtea întinderi de pământ din Pakistan până în Maroc și în partea Algeria și deranjează un petec de pământ care e atâta. Te rog frumos să pui pe ecran sau să pun eu de aici adevărul despre istoria Palestinei. Palestina nu a existat niciodată. Asta este un mit că evreii le-au luat țara Palestina palestinienilor. Prietenii care nu înțeleg istoria, pentru prietenii care nu înțeleg istoria, iată o mică lecție, spune autorul. Autorul este un istoric din Europa. Statul palestinian nu a existat niciodată. Evreii nu aveau ce să ia pentru că nu a existat. Înainte de statul modern Israel a existat mandatul britanic, nu un stat palestinian. Ați văzut Lawrence of Arabia, un englez din Egipt, s-a dus și a adunat niște triburi de arabi și a zis trebuie să aruncăm turci, că era Imperiul Turcesc până acolo. Și el și cu palestinienii i-au, palestinienii zis, cu arabii, că arabii ăștia, țineți minte din film, dacă mai țineți minte, e foarte greu să faci din ei un stat pentru că sunt 12 seminții ca și Israel și fiecare mai mare face un trib al lui, sunt foarte mulți. Mahomed i-au unit foarte greu pentru că ei sunt un trib. Ați auzit de Emiratele Arabe? De ce? De ce? Pentru că nu pot să fac o țară. Fiecare vrea să fie mare, fiecare vrea să fie un trib, fiecare vrea să fie un șef de trib. E foarte greu. Și pe teritoriul acela n-a existat un stat. Au existat diferite familii de arabi care s-au unit cu acest Lawrence al Arabia și au împins pe turci după plăcerea Imperiului Britanic. Înainte de mandatul britanic a existat Imperiul Roman, pe care Lawrence al Arabia și ăștia l-au împins afară, nu un stat palestinian. Înainte de Imperiul Otoman a existat Sultanatul Mameluc Islamic al Egiptului, nu un stat palestinian. Ăștia sunt turci. Înainte de Sultanatul Islamic Mameluc din Egipt a existat dinastia Ayyubid, nu un stat palestinian. Godfrey de Bouillon a cucerit în 1099. Înainte de dinastia Ayyubid a existat regatul creștin al Ierusalimului, nu un stat palestinian, câștigat și cucerit de cei care se numeau cruciați, luptele de acolo, da, locurile sfinte și toate celelalte. Înainte de împărăția creștină a Ierusalimului a existat Califatul Fatimid, nu un stat palestinian. Înainte de Califatul Fatimid a existat Imperiul Bizantin, nu un stat palestinian. Înainte de Imperiul Bizantin a existat Imperiul Roman, nu un stat palestinian. Înainte de Imperiul Roman a existat dinastia Hasmoneană, nu un stat palestinian. Hasmonean, înainte de romani, au fost Macabei, ăștia care i-au trimis de acolo pe cine? Înainte de dinastia Hasmoneană, Macabei, a existat Imperiul Seleucid, nu un stat palestinian. Înainte de Imperiul Seleucid a existat Imperiul lui Alexandru al III-lea al Macedoniei, nu un stat palestinian. Înainte de Imperiul lui Alexandru cel Mare al Macedoniei a existat Imperiul Persan, nu un stat palestinian. Țineți minte când i-a luat pe toți Babilon. Înainte de Imperiul Persan a existat Imperiul Babilonian, nu un stat palestinian. Înainte de Imperiul Babilon Nian a existat regatele Israel și Iudeea, nu un stat palestinian. Înainte de regatele lui Israel și Iudeea a existat împărăția lui Israel, nu un stat palestinian. Înainte de regatul Israelului a existat teocrația celor 12 seminții sau triburi ale Israelului, nu un stat palestinian. Înainte de teocrația celor 12 triburi ale Israelului a existat statul individual numit Canaan, nu un stat palestinian.
De fapt, în acest colț de pământ poți să spui că ai găsit totul în afară de un stat palestinian. N-a existat niciodată. Și pentru argumentare de Imperiul lui David și Solomon, sau țara sus e până la Eufrat și jos este până la pârâul Egiptului. David și Solomon. La marginea acelui verde, puțin mai jos, cam prin mijlocul unde scrie litera P, dacă ați vedea, este Damascu. Când noi am fost în Israel, cei care ne-au condus pe noi ca și ghiți, ne-au spus, acolo a fost războiul cu tare, șase luni, așa. Și abia așteptăm să fie un alt război, pentru că vrem să împingem până la Eufrat. Evreii trăiesc încă cu melancolia în întregii țări, așa cum le-a dat-o Dumnezeu, și spun că e a lor. Cum o să accepte ei că palestinii în țara lor? N-au cum să accepte că palestinii în țara lor. Nu a existat o țară numită Palestina. Este un fals istoric. Este ura aceasta ancestrală a lui Ismael împotriva lui Isaac și este antisemitismul care, Andrei spunea, există și e bine mersi în toate colțurile lumii. În toate colțurile lumii. Luca, capitolul 13. Dacă sunt copiii lui Dumnezeu, atunci cum de îngăduie Dumnezeu să sufere evrei? Întrebare grea. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Și așteptau că era dilema aceasta. Dacă există Dumnezeu, Dumnezeu pedepsește pe cei răi, dar îi păstrează pe cei buni. Înseamnă că ăștia care au murit sunt în categoria asta. Și ideea că Dumnezeu îi pedepsește pe cei răi este veche de pe vremea patriarhilor, spune John MacArthur. Iov a avut trei prieteni care au venit la el, l-au găsit în suferințe și au vrut să-l convingă de matematica aceasta. Dacă ai fi nevinovat, n-ai suferi. Recunoaște cât se poate de repede și scapi. Ești vinovat. De când e lumea asta, n-a suferit cel nevinovat. Dacă suferi, înseamnă că ești vinovat. Și la sfârșitul cărții Iov, Dumnezeu spune, ați avut dreptate sau n-ați avut? N-ați avut dreptate. Și John MacArthur, din care nu o să vă mai spun că îl citesc, dar citesc cam tot ce spun acum, a spus, în catastrofe, mor și creștini și necreștini. Mor și evrei, mor și arabi. În cutremure, mor și creștini, mor și necreștini. Într-o molimă de COVID sau altceva, mor și cei mai buni creștini și mor și oameni păcătoși. Scot puțin din John MacArthur. Ziarele arată astăzi că a murit un actor care a jucat un anumit rol într-un serial de ăsta de mare succes pe la 50 de ani și titlul este așa. Hollywood-ul i-a dat slavă, dar n-a putut să scoată demonii din viața lui care până la urmă l-au omorât, l-au îndemnat să se sinucide. Și asta e matematica noastră a oamenilor. Dacă e rău, o pețești. Dacă ești bun, n-ai cum să o pețești. Și cu logica aceasta a venit la Domnul Iisus. Și ce le-a răspuns Domnul Iisus? Că e foarte interesant. Credeți voi? Și el spune, știu ce gândiți. Știu care e părerea generală. Știu care e părerea generală. Credeți voi, le-a spus Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși? Asta e ideea de la Iov și din toată istoria. Asta vreau să vă spun eu, să vă explic eu. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun. Și John MacArthur zice, n-am altă înțelepciune decât a lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Nu! Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și John MacArthur are o idee extraordinară pe care mi-am băgat-o și-o în minte și vreau să vă bag și dumneavoastră. Noi socotim că viața unui om e aici pe pământ. Și aici este și pedeapsa unui om. Trebuie să fie pe pământ. Dacă e rău, trebuie să-l pedepsească. Dacă e bun, trebuie să-l binecuvintezi. Totul e pe pământ. Și Domnul Iisus spune, nu.
deznodământul va fi, prelungiți viața până când omul va ajunge înaintea lui Dumnezeu. Atunci se va întâmpla ce se va întâmpla. Până atunci cel rău s-ar putea să ducă bine, s-ar putea să ducă până la moarte mult mai bine decât un copil al lui Dumnezeu. Psalmul 73. Cel rău li se bulbucă ochii de grăsime, spune Domnul Iisus. Nu vă mirați, nu vă mirați, pentru că până la moarte nu e totul. După moarte este verdictul final și vor sta înaintea judecății lui Dumnezeu și grozavă soartă vor avea în eternitate. Nu invidiați pe cei răi. Nu invidiați pe cei răi. Așa cum a făcut și psalmistul, a zis, am vorbit ca un dobitoc fără minte. Când am văzut sfârșitul celor răi, când am intrat în casa lui Dumnezeu, mi-am dat seama că finalul nu e aici. Păi dacă e finalul, trebuie să-l pedepsească. Nu, 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 așteaptă, așteaptă. Așteaptă la judecat și o să vedeți ce se întâmplă acolo. Ideea asta este extraordinară. John a spus-o bisericii lui și vreau să o spun și eu aici tuturor. Toți veți pieri la fel, nu la moartea asta, ci la final. La final. Nu știm ce s-a întâmplat și nu știm care a fost ocazia. John MacArthur spune, probabil a fost de Paști, pentru că la Paști se aduceau foarte multe jerfe, altfel nu prea aveau jerfe așa să vină mulți cu jerfele. Și ce-a fi pățit Irod, pe cine s-a supărat el și ce-a făcut el? A omorât mulți iudei care le făceau revolte. A fost o fire rece și dură. S-a dus peste ei și i-a omorât, așa că sângele lor s-a amestecat cu sângele jertfeilor. Și i-a scandalizat pe toți de acolo. Și Domnul Iisus zice, tont. Tont. Este o răutate provocată de un individ sub providența lui Dumnezeu. Și voi spuneți, cum de nu-l pedepsește Dumnezeu pe individul ăla, pe pilatul ăla? Păi, a doua zice. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul Siloam și i-a omorât. De data asta nu poți să dai vina pe Pilat, că Pilat e rău, spune Domnul Iisus. Asta este providența. Asta este Dumnezeu care a îngăduit să cadă un turn, tocmai când treceau aia pe acolo. Siloam este o scăldătoare la zidurile Ierusalim, scăldătoarea Siloam, mare. Acum o refac, dacă sunteți la curent cu ce se întâmplă în Israel, o refac, au găsit-o și o refac. Ca să le arate la arabi că istorie de partea lor. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni? Pune Domnul Iisus. Chestia aia, e rău, îl pedepsește, e bun, îl binecuvintează. Gândiți simplist. Sunt socoteli pe care nu o să le rezolvați în viața aceasta, numai în viața viitoare. Și eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, veți pieri toți la fel. Și Domnul Iisus spune, v-am dat, și îmi place tare mult ce face John, ce v-am dat două catastrofe, ați venit cu aia la mine, și a spus, oh! Eu v-am mai adus încă una, și voi spuneți, oh! Și eu vă aduc pe a treia. Când veți ajunge înaintea judecății lui Dumnezeu, toți veți pieri la fel. Și nu vorbea de turnuri care să cadă pe Daniel Brânzei. Și nu vorbea de Pilat care să vină și să omoare aici în Los Angeles pe cineva. El spune, există o catastrofă mult mai mare. Le-a spus-o cu altă ocazie. Nu vă temeți de cei care pot să vă ucidă trupul. Temeți de acela care are puterea să vă trimeată și trupul și sufletul unde? În ghienă, spune Domnul Iisus. Ați venit la mine scandalizați, v-am mai spus tu eu încă, ați venit scandalizați. Problema e mult mai mare ce faceți cu catastrofa aceea de la judecată și cu pierzarea veșnică. Aia e ce trebuie să vă preocupe. Și John MacArthur spune, într-o America și într-o biserică care veniți la mine să vă vorbesc despre palestinieni, eu vreau să vă întorc atenția la voi. Voi trăiți la nivelul informațiilor pe care le aveți? Sunteți unii care vă jucați cu Dumnezeu de ani de zile și nu vă pocăiți, nu vă întoarceți la Dumnezeu, nu vă botezați. E o catastrofă mult mai mare. Mă vreți pe mine să vă vorbesc despre arabi? Ce câștigați?
că vă fac mai răi, că sunteți mai buni decât aia care au omorât pe aia și că asta vreți de la mine? Nu, nu, nu. Cred că noi, ca vestitori ai Evangheliei, trebuie să întoarcem atenția și să spunem celor care ne ascultă. Există o catastrofă mult mai mare. Pierzarea veșnică. Pierzarea veșnică. Și asta este ceea ce trebuie să vă preocupe. Și spun și eu din toată inima, Doamne, pezește-ne de pierzarea cea veșnică. Ce se întâmplă pe aici sunt fleacuri. Se poate să fie al treilea război mondial. Și? Daniel, asta e grozav. Păi nu-i fiara aia din Apocalipsa 4, nespus de rea și de înfricoșătoare, crezi, zdrobea totul. Credeți că nu vine? Vine! A anunțat-o că vine. Vorbeam vineri la seară cu frații care au fost la studiu. Daniel, capitolul 9. În sfatul ceresc este hotărât că războiul va ținea până la vremea sfârșitului. Zaharia, capitolul 13. Înaintea de venirea lui Mesia, necazul lui Iacov, și vor mai muri evrei, păi nu-i păzește Dumnezeu. Zaharia, capitolul 13, spune că din toată țara, nu din Ierusalim, din toată țara, două treimi vor muri. Dacă sunt 12 milioane, să zicem, câți vor muri? 8 milioane de evrei! Păi cine se atinge de aici, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Biblia e mult mai mult decât un verset. Mult mai mult decât un verset. Nu luați un verset și mai aud pe cineva spunând, principiul meu în viață este că mă călăuzesc după versetul cu tare. Și ai are impresia că trebuie să-l auzi. Și noi îl întrebăm, și cu restul de versete din Biblie ce faci? Nu te lăuda cu un verset. Ia toată Biblia. Asta spune Domnul Iisus, asta spune John și asta spun și eu. Și John zice, John spune, n-aș vrea să termin negativ, nu-mi place să termin negativ. Domnul Iisus, după ce le spune lucrurile acestea, spune o pildă. El a spus pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie el la ce se mai cuprinde și pământul degeaba. Doamne, i-a spus fierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Și Domnul Iisus spune, soarta ta e încă în discuție. Mi-ați adus și v-am adus două catastrofe. V-am arătat-o pe a treia, care este cea mai mare dintre toate. Și închei spunând, soarta voastră încă se discută. Mai ai timp, dar nu mult. Mai ai un an. Mai ai un an. Și în fața la profețiile care se împlinesc și care vestesc că pașii Domnului sunt aproape, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Pregătiți-vă, privirea sus, mâinile curate, să fim gata, Domnul nostru vine. Ai anul de grație. Încă nu te-a tăiat. Fă roade pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Doamne, a Ta să fie toată gloria în ceruri și pe pământ. A Ta este istoria și Tu faci ce vrei, Doamne. Tu ridici împărați și Tu cobori împărați. Și împărăția pământului o dai cui vrei Tu. Nu suntem în factori economici, militari, politici. Dincolo de toate acestea este mișcarea mâinii Tale. Și proclamăm în această amiază autoritatea Ta asupra tuturor lucrurilor care se întâmplă pe pământ și în viața noastră și spunem, slăvit să fii Dumnezeul nostru Tată, Dumnezeu al cerurilor și al pământului. Îți mulțumim că ne-ai dat har prin Domnul Iisus să intrăm în familia Ta și ne privești ca pe ai Tăi. Asta nu înseamnă că vom fi răsfățații Tăi și nu vom avea niciodată necazuri. Dimpotrivă, fiind una din vocile Tale, în lumea aceasta vom avea necazuri. Și să nu ne mirăm că suntem persecutați ca evrei sau ca și creștini, pentru că dacă Te-au persecutat pe Tine, ne vor persecuta și pe noi. Aceasta este realitatea pe care o trăim, Doamne, și din ce în ce mai mult America nu mai este țara care să-i privească bine pe creștini.
Trimitem pe copiii noștri la școli și școlile acestea sunt mai rele, mai perverse și mai periculoase decât școlile din comunism. Doamne, ne ridicăm deasupra însă și spunem, Tu ai toată puterea și asupra copiilor noștri. Păzește-i, Doamne! Păzește-i de cel rău, Doamne, și ține-i lângă inima Ta, lângă dragostea Ta. Și acolo unde ei vor să semene întunericul, adu lumina cuvântului Tău și a călăuzirii Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumim, Doamne, încă o dată că suntem în mâna Ta. Suntem liniștiți și că evreii sunt în mâna Ta și se va întâmpla cu ei ceea ce ai hotărât mai dinainte. Noi facem ceea ce ai spus Tu, Doamne, binecuvântăm ca să fim binecuvântați și nu blestemăm ca să nu fim blestemați. Și spunem, Doamne, ai milă de Israelul Tău. Ai milă, Doamne. Ai milă. Încă îi așteaptă multe, multe, multe războaie și necazuri. Chiar și treimea aceea care va rămâne după marele război, spui, treimea aceea o voi trăiera eu, o voi limpezi eu, o voi curăți eu, până când vor ajunge să spună, Domnul este Dumnezeul meu, atunci voi spune și eu, voi sunteți poporul meu. Doamne, nici de departe n-a venit vremea aceasta pentru Israel, dar și până atunci Te rugăm, ai milă de ei. Și pentru că suntem urmașii celui care a murit pentru toți oamenii, ne rugăm și pentru palestinieni și pentru arabi și pentru toți aceia care trăiesc în întuneric. Doamne, luminează-i și pe ei. Prin harul Tău întinde poala de răscumpărare și asupra lor, Doamne. Și fă-ți un nume, mântuind și pe cei din familia lui Ismail. Și îți mulțumim că în Isaia, capitolul 15, ne spui că va fi un drum, un bulevard mare din Siria în Egipt și va trece prin Israel și toate aceste națiuni vor fi ale Tale. Pentru că dincolo de pedeapsă este harul Tău care iubește. Și îți mulțumim că în ultimul Tău cuvânt este un cuvânt al dragostei. În numele Domnului Iisus îți mulțumim. Amin.